Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că un element foarte special a unei performanțe de top este așa zis stare de flux sau flow state despre care se vorbește mult în ultima perioadă, chiar asta este tema de astăzi. Despre ce e vorba, fiind vorbim despre flow state, despre flux. Starea de flux e un concept care a fost popularizat de un profesor american, care acum este retras, are aproape 90 de ani, cu un nume imposibil de pronunțat, Mihai Csikszentmihalyi. Toată lumea îl poreclează Dr. C, studenții lui. Și, într-adevăr, s-a petrecut viața studiind această stare mentală. În ce sens? Fiindcă orice performer de elită, atlet, muzician, dansator, dar și în alte domenii, când povestea despre cum s-a simțit în timpul performanței lui, el a studiat această stare mentală, pentru că toată lumea, independent de domeniu, spunea aceeași lucruri, adică m-am simțit relaxat, am avut impresia că eram în transă, nu eram conștient de mine, nu mai simteam trecerea timpului, adică și totul se părea că curgea ușor, de asta se numește stare de flow. Adică când a făcut interviurile, cei care au batut vreun record, îi spuneau, dar mi s-a părut așa de ușor, n-am pus niciun efort, aveam senzația că puteam să fac mai mult, doar nu m-am forțat. Răspunsul ăsta a fost așa de comun că el a tocmai dezvoltat acest concept. Unde greșește, după părerea mea, evident, doctorul C, despre faptul că el a considerat, și de fapt asta este, cum se spune, o părere răspândită, că starea asta de flux e ceva magic, e ceva rezervat la performeri de super elită și că se poate întâmpla doar de un punct de vedere magic, adică pot doar să te rogi să intri în această minunată stare de flow. De ce? Pentru că această stare de flow este, cum se spune, autotelică, adică e ceva plăcut în sine, adică te place foarte mult să fii în starea asta. Și e ceva pe care performerii știu. Ok? Eu, în contrariu, cred că, pur și simplu, această stare este starea noastră naturală atunci când suntem când acționăm cât se poate de bine, când acționăm la topul și punem în mișcare toate resursele noastre și tot merge ca pe roate. Și a fi în flow poate fi pur și simplu să fie un articol care te iese bine, un public speech care într-adevăr te simți că cuvintele ies de la sine, o negociere care merge perfect fără niciun efort, apoi evident o performanță atletică, o performanță muzicală, la dans, etc. E clar că nu pot aici să intru în niște detalii. Adevărul este că starea de flux este starea, de fapt, despre care deja am vorbit, când noi mergem spre un obiectiv, vrem să facem o anumită acțiune și toate piedicile s-au scos. Cum am spus de mii de ori, noi toți ne focuzăm să facem motorul cât se poate de puternic, dar nu ne dăm seama că ar fi suficient să deblocăm frâna de mână pentru a merge într-adevăr mult, mult mai departe. Pentru că fiecare dintre noi are o cantitate de resurse și de potențialitate imense, dar nu dă drumul din cauza acestei blocaje. Aici ar trebui să spun că eu, într-adevăr, de 10 ani și mai mult m-am ocupat de starea asta. M-am convins că este starea optimală pentru a atinge rezultate de excepție în orice domeniu. De fapt, întregul meu sistem de coaching, că e un pic diferit decât cel standard și eu l-am numit hyper coaching, este tocmai
fiindcă omul are patru dimensiuni diferite ca sistem e metoda mea de hypercoaching este tocmai de a pune în flow fiecare din aceste dimensiuni și apoi să lucreze la nivel sinergic. Eu sper ca să avem ocazia în următoarele întâlniri să mai vorbim despre chestia asta, pentru că cred că într-adevăr este baza de orice performanță. Singurul sfat pe care pot să-l dau acum este astăzi, în orice activitate sunteți bagați, în loc de a avea forța, încearcă un moment să scoate cele care le percepi ca un blocaj. Și vezi că imediat lucrurile vor merge mult, mult mai bine. Mai vorbim mâine pe tema asta. O zi bună în continuare.